Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru lună plină. Luna plină care, într-un fel, din punctul meu de vedere, deja a început. Pentru mine este luna plină cu o zi, două înainte și o zi, două după. Atunci mi se pare cea mai bună perioadă de făcut eliberări și de mulțumit Universului pentru ceea ce conștientizăm că avem. Pentru că unii nici nu conștientizează ce au. Interesant că această lună plină este în fecioară, deci ar trebui să ne bucurăm de sănătate, de o reușită în domeniul muncii, a sănătății, a responsabilităților de zi cu zi. Poate unii începe să vă eliberați niște obiceiuri proaste. Că tot e vorba de obicei, de lucru zilnic, să fie un obicei prost pe care îl manifestați zilnic. Aveți șansa, începând cu această lună plină, să vă elibereți, elibereți, elibereți. Elibere, vreau să zic. Vreau combinat cu limba română. Aveți trei variante, una, două și trei. După cum vedeți, la fiecare am un set de cărți și mai am un set de cărți comun pentru bucurie și eliberare. Sau bucurie, realizare, ceva, o realizare. Sau o conștientizare, pentru că și conștientizarea este o mare realizare, de fapt. Da? Acolo sunt două seturi de cărți care vor fi comune. 1, 2 și 3. Ia să pun eu acesta așa, frumos, în ordine. Da? Vă puneți pauză, vă alegeți cu grijă, cu grijă. Eu cu setul de cărți, nu setul, băi, camera. Așa, așa. Lucrez în bucătărioară și, pentru mine, înainte să încep să vorbesc, aici, stați voi acolo, frumoșele, mesaje în plus, înainte să încep etalarea, da? Pentru cei care ați ales primul număr, că tot încă, e luna, e o lună, este un element care ține de feminin, de combinat cu fecioară și cu rac. Dar nu are legătură cu zodia voastră. Eu vorbesc de energie. Combinat cu fecioară și cu rac și cu ce se întâmplă în jurul meu, ceva dospiți, ceva se transformă. Nu că dospesc eu ceva, dar am la cuptor și cred că are legătură, pentru că la un moment dat o să închid cuptorul. La celelalte două numere nu cred că o să mai meargă. Mâncarea e aproape gata. Transformarea, alchimia, e pe aproape. E pe aproape și vom vedea ce gustare. Transformarea voastră sau a cuiva, sau dacă nu musai a voastră, pentru că noi ne transformăm pe departamente, da? Un aspect al vostru se transformă. O chestiune care ține de emoțional, în mod special, da? Ce mai vreau să vă transmit interesant, la această lună? Începând de la această lună plină, o să fie o perioadă, o să aveți o creștere emoțională. Creștere în ce sens? Nu musai dezvoltare, poate o să fiți mai emoțional în următoarea perioadă. O să fiți mai emoțional, dar nu doar, chiar dacă după această lună plină, mersi de mesaj, chiar dacă după această lună plină, teoretic, luna scade, voi mergeți într-o oarecare creștere, repet, emoțional, într-un anumit aspect, poate pe cale intuitivă, începe să vă dezvoltați intuiția, percepțiile, extrapercepțiile, chestiuni care țin de feminitate, de receptivitate, de duioșie, de tandrețe, mesaje în plus. Eventual, relația cu cineva care vă stimulează aceste trăsături, această relație, nu mă gândesc musai la amor, dragii mei, poate să fie oricine, colegă, o prietenă, prieten, rude, sau un personaj care vă inspiră, da? Având legătură cu comunicând din când în când, într-o formă sau alta, inclusiv e-mail, vă sporește această latură emoțională, dar în direcție bună, zic eu. În plus, ce aveți, ce a mai sărit din aceste de cărți în timp ce amestecam? Este o tăcere a voastră sau într-o situație, dar necesară ca să luați niște decizii. 6 de spade. Deciziile țin de eliberarea. Am zis că mergeți înspre creștere, da, e drăguț. Eliberarea de apele tulburi și dorința de a călători ori către cineva, să începeți ceva, să o luați de la zero, ori
Pentru că această carte pentru mine sugerează, e în plus, dar am pus-o că e faină. Îmi sugerează Neptunul. Nu Neptun, oh, Neptun. Neptun probabil că visați. Vreau să zic nebunul, dar e și Neptunul. Neptunul nebun e o chestiune care ține de Neptun. Interesant, luna plină în opoziție cu Neptun, oarecum. Iar o situație, un personaj sau pur și simplu ceva în viața voastră vă îndeamnă să mergeți într-o zonă idealistă. Pentru mine Neptun are, e o planetă foarte frumoasă, într-o zonă artistică, într-o zonă, treceți printr-un portal, într-o zonă în care puteți să manifestați un soi de abundență, dar altfel, un soi de alt plan. Ieșiți din 3D-ul ăsta strict și începeți să manifestați 4, 5, 6, e cam mult pentru unii. Da, în fine. Adică la nivelul acesta cam greu 6, dar poate cineva vă ajută, rămâne de văzut. În fine. E fain. Mie mi se pare fain că îndrăzniți să călătoriți și să treceți printr-un portal, să lăsați în urmă, iauta, ce întuneric cu ceața, da? Confuziile, care și le țin de lună, dar, interesant, am zis, la voi luna merge într-o direcție pozitivă, chiar dacă faptic ea va intra în scădere, la voi va merge din ce în ce mai în lumină. E o lună interioară. O situație dintre voi și cineva s-a încheiat. Poate unii dintre voi ați pierdut ceva. Ați pierdut. Sau nu mai vreți. Nu mai vreți să fiți atât de strict în abordarea unei situații. Strict reprezentând pentru mine în acest moment o abordare practică. Ceva se schimbă, pentru că vă dați seama că abordând acea situație, voi sau altcineva, evident, strict 3D, material practic, lucrurile nu au mers. Din acest motiv apare interesant și moartea, care reprezintă transformarea despre care tocmai vorbisei mai devreme cu Mâncărica, da? E o alchimie interioară, o alchimie care se face cu suferință. Cu suferință și cu conștientizarea valorii voastre și a unui personaj eventual. Dar în primul rând să vorbim despre voi, valoarea voastră. Valoarea voastră se construiește, dragii mei, adevărata valoare se construiește și prin cucerirea iubirii voastre față de voi. Așa simt să citesc, 6 de băte și 9 de cupe. Cucerirea iubirii voastre față de voi. Eventual cineva v-a arătat că în viață nu poți să construiești, repet, iar cavalerul de monede, nu poți să construiești un personaj care v-a inspirat, steaua. Strict material. Hai să punem bani deoparte, hai să facem casă, hai să facem lucruri, da? Practice. Ceva se întâmplă în felul în care abordați niște lucruri. Repet, poate să fie și un aspect al vostru personal, poate să fie și relație, poate să fie și familie. Veți trăi și veți vedea și bine ar fi să vă dați timp să intuiți, pentru că de acum încolo, intuiția voastră, teoretic, ar trebui să crească. Hai să vedem. Luna plină. Numărul 1. Și am uitat să zic că, de fapt, ce era, unde văzusem? Da, roata norocului a apărut, da, la nivel colectiv. Am uitat să spun, dar asta vă spun vouă. Roata norocului a apărut și la nivel colectiv în cărțile de care trebuie să vă eliberați. Adică trebuie să vă eliberați de stagnare ca să manifestați mișcare, eliberare. Și am văzut 6 de spade. Da, asta e, vă spun vouă, nu știu dacă o să-mi aduc aminte și la ceilalți. Interesant că iar aveți și aici roata norocului, da? La voi, în mod special, am zis, acela a fost un mesaj colectiv. Voi faceți parte dintr-un colectiv mai mare și acum îl împărțim, da? O cocă. Apropo de bucătărie, o cocă, împărțim și facem ce avem de făcut. Ce înseamnă, tot timpul trebuie să mă concentrez, ce înseamnă această daughter? Înseamnă valetul de cupe, roata norocului, iar reprezintă călătorie, schimbare de abordare a voastră sau a cuiva. Iar emoțională, mersi mult de confirmare. Te pupă, mama. Eventual, unii dintre voi,
Știți că cineva trebuie să vină să vă ofere niște scuze sau voi trebuie să mergeți să oferiți niște scuze. Și apoi oferindu-le, începe și, repet, schimbați energia și lucrurile se pot construi altfel. Și apare 4 de cupe, iar cupe, da? 4 de cupe. Cu alte cuvinte, are legătură cu acea roată a norocului pe care am văzut-o mai devreme, chiar dacă era la nivel colectiv. Trebuie să lăsați regretele. Ați pierdut o ocazie, ați pierdut astea, acum trebuie să învățați. Trebuie să învățați. Și să ieșiți din starea de frică, de confuzie. Am văzut portalul acela mai devreme. Da? Luna înseamnă foarte multe. Dar depinde de voi. Ce manifestați. Hai că am lăsat ruj acum când am pupat setul de cărți. Poate vă pupați cu cineva că tot am pupat setul de cărți. Bine, asta nu înseamnă că de fiecare dată când pup eu setul de cărți, trebuie să... Aole, regretați, ia uite, ați încheiat ceva, măi, din cauza unor discuții, neînțelegeri. Uf! Da, unul dintre voi, sau poate amândoi, da, ați spart pahale, ați încercat să vă eliberați, vedeți? Să vă eliberați de emoții. Așa, o discuție, poate, neînțeleasă, a produs separarea dintre voi, s-a spus punct într-o relație sau altcineva a pus într-o relație cu voi. Dar, domnule, dragostea este foarte profundă, regina de cupe. Și din cauza acestei iubiri, chiar dacă lucrurile s-au încheiat, există un soi de regret cu 4 de cupe, că ați pierdut ocazia voi sau altcineva. Ideea este că marele avantaj este că și dacă vine și dacă nu vine acel mesaj cu scuze sau în care se exprimă niște emoții, vă oricum știți, intuiți că poate pe altă cale vine acest mesaj, poate mesajul respectiv să vină și prin această etalare de mesajele. Nu vin musai de la o adică persoană pe care o cunoașteți, poate să vină și de la noi, cei care facem etalare, da? Valeți. Eu așa zic, așa sunt îndrumate, acum să spun, da? Că acest mesaj poate să fie chiar mesajul pe care vi-l transmit eu. Să schimbați energia, să creșteți, să vă ascultați intuiția, să călătoriți, da? Să călătoriți pe apele voastre, să vă cunoașteți. Hai să vedem de ce ar trebui să vă elibe. Opa! E extraordinar moartea pe care o fusese și aici, dar acum am amestecat că tot a vrut să iasă. Ia uite, cu alte cuvinte, faptul că trebuie să vă eliberați, ori poate ați pierdut pe cineva, dacă ați pierdut pe cineva, am văzut mesaj și mai devreme că e posibil pentru unii dintre voi, dacă ați pierdut pe cineva, îmi pare foarte rău, condoleanțe. Dar, în primul și în primul rând, repet, moartea înseamnă transformare. Poate să fie o parte din voi care a murit, dar nu în sensul negativ. A murit ca să se transforme. În bine, am zis, luna va fi în creștere. Pentru voi, chiar dacă pentru alții va fi în scădere. Pentru voi va fi în creștere. La capătul setului de cărți, 5 de bâte, conflicte. Asta e conflicte interioare, iar cavalerul de monede pe care l-am văzut mai devreme și regina de cupe și cavalerul de cupe. E o situație emoțională, este o dragoste care s-ar fi dorit, unul a dorit o romantică, cavalerul de cupe, celălalt a dorit o practică și din cauza asta au apărut conflictele. Poate că pentru unii a fost și un triunghi, pentru unii la locul de muncă, dar nu obligatoriu, însă acest faeton, apar semnale că ar fi fost un triunghi, dar nu pentru toată lumea. Ideea este că sunteți suflete perechi cu acest personaj, dar și s-a dorit să mergeți mai departe cu faetonul, dar unul a zis în dreapta, altul în stânga. Și cum să mergeți? Unde să mergeți? Și atunci au apărut conflictele. Și din cauza conflictelor acestea, interioare și de, eu știu, abordare și de comunicare, după cum am văzut, a apărut încheierea unei relații. Dar, și dacă nu e, repet, dacă nu e relație, este un aspect al vostru, în care nu știați în ce direcție să mergeți. Hai să vedem. Lună plină. Okay.
Ia să fac altfel, vreau să fac într-un anume fel. Hai să clarificăm fiecare carte, da? Cu aceste de cărți, da? 3 și 3, da? Iar o să iasă etalarea lungă. Clarificăm roata norocului. Ia uite, trebuie să mergeți, iar mișcare. 3 cărți. Clarificăm roata norocului. Ups, exact două, mersi mult. Ea le-am văzut mai devreme. Iar. Lăsați regretele, 5 de cupe. Există și un dor, într-adevăr. Există un dor. Există lacrimi. Din multe considerente. Dar lăsați regretele și priviți către valoarea voastră și mergeți în direcții în care vă puteți exprima valoarea, puteți să creați ceva nou. O să și clarific. Iar. Există o dragoste, ia uite, există o dragoste. Există o dragoste. În care, alt mesaj în plus, există o dragoste pentru unii în care cineva a încercat să aleagă latura practică și nu latura, nu aș spune emoțională, sentimentală. Cineva a ales mintea și confortul versus dragostea și creșterea emoțională spirituală. Da. Și totuși, în sinea sa a, ia uite, regele de cupe și a fost mai devreme regina de cupe. În sinea sa are dragoste. Ar vrea să construiască această dragoste. Acum, ce vreau să zic? Și ce alt mesaj mai vine până să clarific? Nu-mi place musa e să transmit lucrurile astea, dar eu știu că la nivel colectiv relațiile se transformă. Majoritatea renunțăm la relațiile vechi pentru relații noi, pentru că intrăm într-o altă vibrație. De-aia unii suferă în această alchimie transformare, alții deja s-au transformat, sunt cei care declanșează transformarea în ceilalți, pentru că asta e, suntem într-o altă vibrație. Spun și pe urmă mă duc să închid focul la cuptor. Pentru unii posibil să fie o căsătorie a cuiva, a voastră sau a celelalte persoane. Și la un moment dat acest personaj a ales soțul, soția și și-a dat seama din cauza că a ales soțul, soția, a spus capăt relației, da? Moartea iubirii, să zic. Și a apărut regretele. A apărut durerea. Este că nu poți să satisfaci pe toată lumea. Sunt decizii foarte grele, de-aia îndrăgostiți înseamnă alegeri importante, sunt decizii grele și e bine în viață, unii spune că își sacrifică dragostea pentru familie. Veți promova sacrificiu în continuare și pe copii și pe ce mai veți, și pe ce veți mai manifesta de acum încolo. Însă, cred că cineva a înțeles că nu se poate sacrifica pe sine la infinit. Un mesaj în plus, așa simt, pentru unii dintre voi. Și își dorește să meargă într-o nouă direcție și să lase acel soț, soție sau relație de lungă durată, poate nu e soț, soție, dar e o relație de lungă durată, chiar dacă există un sentiment de apreciere, chiar dacă au construit ceva împreună, nu știe nimeni că e ură, musai. Dar trebuie să meargă într-o altă direcție în care trebuie să se redescopere în acord cu nevoile sale emoționale, am zis, e creștere emoțională, intuitive, spirituale, sentimentale. Și da, soțul, soția va plânge, dar face parte din alegerile unora. 6 de pute înseamnă călătorie. Deci acesta este un mesaj în plus. Tocmai bine că până termină etalarea să și răcește mâncarea. Cred că vă transformați în bine, că miroase bine. Hai să și clarificăm. Clarificăm
clarificăm 6 de bâte. Uf, asta era cât pe ce să vină. Ia uite, judecata, cineva vrea să renască. Da, vrea să lase în urmă atitudinea rațională. 8 de cupe și regina de spade. Dacă vorbesc pentru persoane care au rămas văduve, vreți să lăsați această văduvie, vreți să mergeți într-o nouă direcție. Vreți să simțiți, cu alte cuvinte, viață, dreptul vostru. Poate cu valetul de cupe să vă simțiți copii. E un aspect, apropo, copilul interior din voi, foarte emoțional, are nevoie de schimbare, are nevoie să iasă din lacrimi. Și repet, dacă cineva va părăsit către alte dimensiuni, sau nu va părăsit, a plecat, că era cazul, sau relația dintre voi și cineva a murit, tu și v-ați dat seama că de fapt a murit pentru că voi ați ales greșit sau ei ați ales, vedeți unde sunteți, pentru că e versatilă întotdeauna etalarea și trebuie să vă găsiți voi poziția. Am zis, a fost o alegere proastă, da? Rațională. Cine vrea să renască, vrea să renunțe la această obsesie pentru practicalitate și să simtă viața, cum am zis mai devreme, să se simtă copil, să se simtă romantic, romantică, să se simtă iubit. Regina de monede, clarificăm. Să simtă că are o valoare și că poate să o arate lumii, fără să-i fie jenă, fără să fie închistat, interesant, că cinci mă duce cu gândul la marele preot, fără să fie crispat de tradiții, de, eu știu, de faptul că îi judecă oamenii, apropo de judecată. Ia uite, să dorești o nouă relație sau un nou proiect. Poate să fie și un nou proiect. Regina de monede. 10 de cupe. Și luna. Aici este iar luna. Iar luna frici. Da. Cine a fugit de împărăteasă, de sufletul său pereche, care este de fapt femeia sau bărbatul său divin? Sau bărbatul în manifestarea sa feminină, da? Adică un tip spiritual, intuitiv, generos, da? A fugit. Cine a fugit, am senzația că trebuie să lase acest obicei de a fugi. Și să schimbe direcția, să nu mai fugă, să se întoarcă. Pare o întoarcere. Că o roată a norocului. Trebuie să schimbați energia. Există emoții foarte mari pentru o persoană valoroasă, stabilă, creativă, înțeleaptă și care a reușit să-și depășească, că altfel n-ar putea să fie înțeleaptă și să transmită mesajele astea mai departe, a reușit să depășească situații similare ca voi și eventual vă cheamă, vă îndeamnă să vă depășiți aceste limite și aceste frici, aceste regrete, ca să vă puteți descoperi viața, o nouă direcție, da? Care vă duce către renaștere, către fericire și acolo vă veți găsi un alt soi de stabilitate, dar, repet, bazat pe vindecare emoțională, aș spune, da? Pe vindecare emoțională. Da, ia să pun. Așa simt să transmit mesajul. Altfel, ia. Hai să vedem ce este cu acea moarte. Să clarificăm. Dar pentru că este de domeniu, cât am vorbit? Iar am vorbit mult. De domeniu trecutului sau trebuie să lăsați, o să iau mai puține cărți. Ia. Clarificăm moartea.
la ce se referă, deși eu zic că am explicat. Dar să vedem ce mai vrea să mai spună. De ce trebuie să se elibereze? Exact. Sau mai bine zis, în ce, hai mai bine să zicem altfel, în ce direcție ar trebui transformat? Cine se eliberează și în ce direcție trebuie transformat? De cine se eliberează? Ia, clarificări odată. Odată. Uf, ia uite-le. Deci, da, un aventurism care a creat decepții sau un aventurier care a creat decepții sau comunicare. O comunicare insuficient de profundă sau insuficient de emoțională, poate prea pasională, poate s-au pus... Am zis... Am văzut la valetul de spade aici, mai devreme. Unde era? Unde era? Aici era? Da, the Son of the Swords. S-a comunicat într-un mod nepotrivit. Nu s-a pus suflet în comunicare, pentru că la un moment dat una din persoanele implicate încerca să fugă, am văzut fugăciosul, da? Runner-ul, da? Runner-ul, fugăciosul. Așa combine o engleză cu română. A încercat să fugă de sufletul său și atunci aici este schimbarea. Și a voastră și a celor cu care relaționați. Pentru că schimbarea voastră, clar, aduce și schimbarea lor. În momentul în care unul decide că nu mai vrea să vorbească și celălalt trebuie să suporte această decizie. Adică moartea relației se manifestă și într-o parte și într-alta, chiar dacă, să zic, unul a luat hotărârea mai înainte. Celălalt, asta e, n-am ce să facă, o suportă. Dar cine vrea să transforme, poate să transforme viața sa personală și transformă și decizia celuilalt. Înțelegeți? Acum, asta e. Vor fi diferite persoane care ascultă. Dacă printre aceste persoane, vă știți, unii, nu trebuie să-mi comentați mie, voi trebuie să vă știți, da? Știți că ați fugit de dragoste și într-un fel sau altul s-a arătat în viața voastră, pentru că apar totuși, ia, valetul de cupe, dorința de a cere scuze sau... De a face un gest de împăcare și, da, împăcare, judecata și șase de a cuceri, de a recuceri, da? De a recuceri fericirea pe care ați simțit-o, sau ei, în fine, vedeți care sunt, ați simțit-o lângă acea persoană înțeleaptă, valoroasă. Ați văzut împărăteasa. Cine a fugit împărăteasă a zis că împărăteasa este doar o aventură. Așa a crezut, mersi. A crezut că împărăteasa este doar o aventură, dar nu este. Ia uite, era de fapt sufletul său pereche. Și în această perioadă în care s-a pus punct relației, da, sunt, de ce? Sunt lacrimi, sunt, e suferință. Cine a urmărit, a urmărit și a înțeles că trebuie să vină. Cu o cupă, cavalerul aici, acolo apare valetul. Trebuie să vină cu o cupă, trebuie să-și exprime emoțiile, pentru că simte durerea pe care a produs-o. Dar nu poți să stai, interesant că apare, ia uite. Da, uite, regina de cupe, dragoste. Și ce mai a apărut? Da, pentru unii o fi fost triunghi amoros pentru unii. Ia uite, regele și regina de cupe. Asta e direcția în care ar trebui să se transforme. Lăsați regretele, fricile, și dacă, sau ei poate că trebuie să lase, și dacă lasă și vin, măi, măcar ascultați-i, pentru că judecata înseamnă să ascultați. Să ascultați și varianta lor. Voi decideți, nu vă dau sfaturi. Dar aveți șansa să vă bucurați într-un anume fel, măcar mi-aleg cuvintele și sper să înțelegeți ce vreau să spun. Vă bucurați de ce ați însămânțat cândva, faptul că ați vorbit ceva cuiva despre dragoste, despre transformare, despre asta, chiar dacă nu-i mai vreți în viața voastră, faptul că ei doresc să construiască, doresc să comunice și să creeze această relație de înțelegere emoțională, spirituală, este de apreciat, este până la urmă, este munca voastră de care vă puteți bucura.
că într-un fel ați reușit să transformați pe cineva în bine. Repet, dacă nu vreți să fiți cu ei, nu vreți alegerea voastră, dar dați-le timp să vorbească, să vedeți comunicare pentru colaborare. Aici este direcția în care se poate transforma. Aici se trebuie lăsat în urmă și în ce, repet, în ce se poate transforma? Într-o colaborare, da? Iar 8 de bâte îmi sugerează călătorie, comunicare online, pasiune, creștere spirituală, pentru că cineva învață să se iubească și a înțeles că, ia uite, mai vedeți cărțile, asul de bâte, da, e pasiune, vai. Persoana acesta materialist, didactic, regina de spade și regele de monede, da? Rațional, practic, a înțeles că pasiunea aceasta nu e doar pasiune, este și emoție și este și mai mult decât emoție, este o atracție care trece dincolo de fizic, de material, de instinctiv, da? Și ei nu pot să facă casă, nu pot să fie stabil, nu pot să fie prieteni. Pentru mine, 4 de bute înseamnă și prietenie, până la urmă trebuie musai să faci casă, da? Mai ales dacă e flacără geamănă. Nu poți să te bucuri de celălalt dacă nu vii cu toate cupele, cu 9 de cupe, da? Celălalt vine cu încă una și se creează acest 10, da? Ideea este ca fiecare să se iubească, să se creeze o relație în dragoste. Și atunci, alegerea voastră, repet, voi știți dacă vreți, dar la un moment dat această lună va declanșa aceste transformări. Nu-i musai mâine, poimine, săptămâna viitoare. Energiile circulă. Va veni la un moment dat. Repet, este o sămânță. Regina de monede este o persoană care, că tot ați prins mâncărica la cuptor, da? Care gătește, practică, transformă în valoare, în ceva. Și vorbeam de fecioară, de rac, de taur, de aspecte care țin de casă, de maternitate, de grădinărit, de procesele care apar înainte de transformare sau cum se explică. Înțelegeți, da? Voi ați însămânțat. Vă știți valoarea, știți că ceea ce vreți să oferiți celorlalți este tot valoare. Sau dacă nu sunteți voi, este persoana cealaltă care a însămânțat în voi bucurie, ideal, valoare și voi știți acum că și voi aveți valoarea voastră și vreți să recuceriți această relație. Repet, nu e obligatoriu să fie, eu știu ce, deși se poate, nu știu ce iubire mare, dar măcar prietenie, măcar o colaborare fructuoasă, armonioasă, în care mergeți împreună, adică creșteți emoțional. Haideți, cam atâta, da? E suficient. Eu așa văd cărțile. Veți trăi și veți vedea, repet, voi decideți. Așa, hai că le mai aranjez și după etalare. Să vedem care era a doua. Aceasta era a doua. Și aici am pus, ia. Numărul 2, cei care ați ales numărul 2, aveți niște mesaje în plus. În timp ce am amestecat setul de cărți. Înainte să începe talarea, am spus că la unii, nu știu dacă la numărul 3 o să apuc să, adică o să apuc, în ce să sunui, să spun. În timp ce am amestecat, aceste seturi de cărți le folosesc la toate cărți, la toate numerele. De ce vă bucurați sau ce realizări, poate nu e o realizare în care să-ți opăiți sau să fie așa vizibilă, dar se simte, știți? Și nu o să-ți opăiți într-un picior că ați realizat ceva, dar veți simți un soi de satisfacție sau veți vedea că e o schimbare în bine, cât de mică. Acum, pentru aceste de cărți vorbim despre eliberări, de ce trebuie să vă eliberați. În timp ce am amestecat, chiar înainte să începe talarea, a venit roata norocului și aici vreau să spun că roata norocului sugerează o schimbare de direcție la nivel colectiv, adică trebuie să lăsați ceva și am luat și cărțile astea mai scorpionești, mai negre, da? Pentru eliberări. Să lăsați o zonă în care ați suferit sau ceva în care a stat pe loc ca să mergeți înspre o nouă direcție. Da. Înainte să iau cărțile, să spun care era, unde era cartea? Da,
care era mesajul. În timp ce am amestecat, băi, dar unde erau? Stați un pic, că nu vreau să le zăpăcesc. Imediat. Așa. Așa, da, gata, mi-aduc aminte. Da, astea au vrut să iasă și setul de cărți era așa. Mi-am pus niște semne pentru că mi s-a părut că e important. Dacă nu mă credeți, e treaba voastră, ascultați în altă parte. Nu stau să creez eu scenarii, când altă grijă n-am decât să creez eu scenarii. În fine, deci, pentru unii dintre voi, s-ar fi putut manifesta ceva? A fost un as de monede? O ofertă a cuiva sau un potențial nemanifestat? Eventual, unul dintre voi este artist, amândoi sunteți artiști sau acest potențial putea să manifeste în realitate un ideal, pentru că asta fac artiștii, da? Asta fac artiștii. Dar, la un moment dat, unul dintre voi a fugit de acest potențial. A fugit, pur și simplu. A fugit. Iar unul dintre voi știe, Marea Preoteasă, că sunteți suflete perechi și cu răbdare veți ajunge să manifestați acest ideal la un moment dat, cândva, într-un anume fel. Celălalt, din cauza că restul, că unul dintre voi a plecat, cel care a plecat, că așa se întâmplă, până la urmă face parte din karma celui care pleacă, celui care fuge de potențial, da? De manifestare, de proiectare în realitate, a unui vis, a unei opțiune, a unei oportunități divine. În fine, cel care a plecat, cred că a rămas în acest blocaj mental, pentru că și-a dat seama că plecând, a fugit de dragoste, ia uite. Dragostea era aici, asta n-am văzut-o. Dragostea era aici, a plecat. Poate că a avut o călătorie într-adevăr de făcut, poate a trebuit să plece peste ocean, voi știți. Dar nu e vorba doar de călătorie fizică, e vorba și de încercarea de a se elibera emoțional de această dragoste, de acest potențial. Și a creat stagnare. Dar stagnarea de asta, a creat stagnare în poveste, înțelegeți? Dar această stagnare le-a adus în timp o nouă perspectivă, prin suferință, prin blocaj mental. Acest personaj și nu găsește soluțiile, și-a dat seama că a făcut o greșeală, eu așa simt. Dar, hai să vedem ce alte mesaje mai vin. Și nu găsește soluții cum s-o dreagă. Eventual și-a dat seama că de fapt a acționat conform unui program mental negativ, a unor tendințe mentale proiectate în timp de unii, de alții, de familie, de societate, de prieteni. Hai să vedem. De ce ar trebui să vă bucurați în această perioadă? Sau ce realizări aveți? Ceva, ceva de bine. Aceste cărți, tocmai acestea le-am ales că sunt albe, da? Și celelalte sunt negre. Da. Lumina. Unde se pune lumina în această lună plină? Opa, așa, măi, dar ce zboară? O fi vreo distanță, ceva între... Oh, unde te-ai dus, bre? Cărțulică. Au de monede. Bucurie la locul de muncă, aveți parte sau munciți? Bucurie că munciți, da, dar muncind ajungeți la un nou. Interesant, la capătul setului de cărți, asul de bâte. Dotor, e valetul de spade. Opa! Da, judecă, cineva în povestea despre care tocmai vorbisem, da? Vedeți cum arată cărțile, deci nu le-am așezat eu, ele confirmă. Hai să vă pupe, mama. Există dorința cuiva, iar nu știu care sunteți, voi care ați plecat, ei care au plecat, dar cine a plecat s-a luptat cu sine, s-a luptat și s-a transformat. S-a transformat și vrea să renască. Vrea să renască această dragoste. Poate vreți să renașteți într-o altă direcție, există și această posibilitate, why not? Dar judecata uneori înseamnă și împăcare. Acum, trei de cupe iar, asul de cupe, toate trei sugerează o împăcare, vindecare. Repet, dacă nu e împăcare pentru că sunt alegerile voastre, vreți să vă vindecați de ce tocmai am povestit mai devreme și să descoperiți
să zic, prin munca voastră personală, aici și muncă personală, o nouă direcție care vă aduce pasiune, poate să fie un hobby, interesant cum vine mesajul, să vă vindecați de ce am spus mai devreme printr-un hobby. Pentru mine, da, asta îmi sugerează acum Sun of Wands, Sun of Wands. Dar Sun este și cavalerul de bâte. Da. Cineva vrea să comunice cu voi, să vă spun, nu. Da, vrea să muncească în relație, vrea să vă spună că să se simtă bine, dar nu e vorba doar de atracție fizică, o să recunoască și atracția fizică, dar trebuie să recunoască în primul rând sentimentele pe care le are. Trei de cupe, asul de cupe, da? Acum, alegerile sunt ale voastre. Despre voi ar fi 8 de monede. Voi vreți să munciți. Am zis, unii dintre voi poate descoperiți o tehnică inovativă, interesantă, o tehnică. Vă documentați pe internet într-un anumit domeniu. Pot să fie, dau un exemplu cu cărțile pe care le văd. Pot să fie tehnici inovative de comunicare sau de comunicare. Deci, tehnici inovative de comunicare care au capacitatea să vindece pe voi sau pe alții, înțelegeți? Dar ceva ce ar ține, să zic, dau un exemplu, Reiki. Și pentru asta trebuie să munciți. Să vă creați abilitățile. Că, dragii mei, și eu am făcut cursuri de Reiki și practic pentru mine. Când văd așa de mulți maestri Reiki, chiar mă înfior. Pentru că e foarte ușor să ies maestru după ce termin cursul. Și 8 de monede asta sugerează o maestrie, o perfecționare a unor abilități. Și asta se capătă cu răbdare, în timp și prin muncă. Acum, am zis că este o bucurie. Faptul că muncind, realizați ceva, e o realizare, dar o să și clarific. Rămâne valabil și ce am spus mai devreme, că cineva vrea să lucreze, să colaboreze cu voi, sau mai bine zis, nu musai să colaboreze, să lucreze în relația cu voi. Hai să, ia uite, două suflete perechi, interesant. Cele pe care tocmai le-am deschis-o, eventual. De ce trebuie să vă eliberați? Ups! Extraordinar. Asul de cupe. Regele de cupe. Interesant. Și diavolul. Cinci de bute. Separarea dintre voi. Am vorbit de o separare, da? Am vorbit de o separare. Separarea dintre voi a produs multe conflicte. Multe conflicte interioare și ale voastre și ale lor, da? Conflicte care au mers la extrem, au produs o intoxicare emoțională, poate obsesii emoționale, poate sexualizarea unor emoții, în condițiile în care aveați de-a face cu o dragoste, astfel de cupe. Și atunci, asta e. As de cupe aveți și aici, as de cupe aveți și acolo. Ar putea pentru unii dintre voi să vă eliberați de o dragoste toxică, obsesivă, obsedantă, și să manifestați muncind în voi, atrăgând, da? O altă dragoste care vă va renaște. Și veți înțelege magnetismul și sentimentalismul și ce mai vreți voi dintr-o altă perspectivă. Da, vă eliberați de o dragoste, dar poate să fie să vă eliberați de o tendință toxică a cuiva sau a voastră, să conștientizați, să dau de exemplu, să conștientizați că de fapt și voi ați devenit obsedați într-un fel sau altul de acel personaj, de acea dragoste.
Și în momentul în care vă eliberați de această obsesie și lucrați cu vindecarea voastră, că am vorbit de tehnici de vindecare, poate nu întâmplător, da? Vă atrageți aceeași relație, dar în condiții sănătoase. În fine, vom trăi și vom vedea. Am spus că iar apare valetul de cupe, roata norocului. Ia uite, moartea, regele de spade și roata norocului, da. Această situație toxică trebuie să se încheie și să se... Regele de spade poate să fie toxic emoțional uneori. Pentru că... Da, poate să fie. Acum, interpretați voi această expresie cum vreți. Că uneori nu pot niciodată de multe exemple ca să înțelegeți. Înțelegeți cum vreți. Regele de spade, persoana rațională, poate... să se manifeste prin acest rege de cupe și diavolul. Prin această energie toxică emoțională, pentru că nu are încredere, pentru că are tendințe manipulatoare, pentru că are dorință de control și prin emoții, și prin mental, și prin sex, da? Ei, și atunci trebuie să se pună capăt acestui stil și să schimbe energia. În fine, așa simt. Pentru că e și moartea, este și schimbare de energie, de abordare. Repet, această schimbare poate să vă ducă într-o altă direcție, în sensul că alături de alt personaj sau să stați doar voi și să vă transformați. Hai să vedem. Clarificăm 8 de monede. 8 de monede ține și de muncă, dar nu doar de munca aceea de la job, poate să fie și de munca voastră interioară. Clarificăm 8 de monede pentru numărul 2. Clarificăm 8 de monede pentru numărul 2. Uf! Ia uite, iar a apărut, vedeți? 5 de cupe, regele de spade și 7 de monede. O să vreau totuși să și clarific. 5 de cupe. Dacă personajul care v-a manipulat simțiți că regretă, asta e ce să-i facem. Cine regretă? Interesant, să nu uit. Trebuie neapărat să spun că a venit. Dragii mei, diavolul pentru mine nu înseamnă doar energie toxică. Înseamnă și o relație karmică, contractuală, tipic, căsătorii toxice. Vă place, nu vă place, eu zic. Și vă rog frumos, nu mai dați vina pe Capricorn, că n-am nicio treabă. Așa. Diavolul înseamnă, sau la locul de muncă, un contract nepotrivit în care cineva vă atrage, vă spune că e mai potrivit pentru voi, că vi se potrivește sau știu ce, emoțional, lucrează cu emoțiile voastre, că dacă lași jobul ăsta o să plângă copiii. Da? Manipulări emoționale. Sau dacă ieșiți din căsnicia aia, vai ce o să mai sufere toată lumea, vai ce o să mai fac. Păi, asta e important, este să fii tu. În energia ta autentică. În fine. În ce constă această transformare? 8 de monede. Cu răbdare. Trebuie, iar 7 înseamnă răbdare. Trebuie să vă reconstruiți. Cu răbdare. Trebuie să vă găsiți niște noi principii. Cu regele de spade, acum îl văd altfel într-un alt context. Plânge. Cine plânge. Asta e, puteți să plângeți și voi. Dar... Știți cum e? La un moment dat, eu vă zic, la un moment dat te reconstruiești cu lacrimi în ochi, pentru că știi că există un suflet pereche mai bun pentru tine sau că sufletul pereche care, eu știu, s-a purtat nepotrivit, la un moment dat cândva va veni transformat. Sunt multe posibilități, dar poți să plângi cu lacrimi în ochi. O perioadă, să lucrez, scuzați-mă, dar merge și cu să plângi cu lacrimi, că poți să plângi și, și fără lacrimi când ți se usucă sufletul și în fine e o suferință aici, trebuie lăsată în urmă și cu un pic de autonomie. Mersi să te pupe, mama. Autonomie mentală, pentru că aici, în această poveste de care trebuie să vă eliberați de dragoste,
Da. Sau poate povestea de dragoste nu s-a putut manifesta din cauza, am înțeles, din cauza relațiilor toxice din trecut, familie, job. Vai, ce aici? Manipulări emoționale. Am văzut regina de spade și șapte de cupe. Poate că unii dintre voi ați renunțat la dragoste din cauza lor, ălora, care a influențat mental, sau ei au renunțat la dragoste. Asta e, lăsați-i să se transforme eventual. Voi concentrați-vă pe munca voastră, eventual. Și veți atrage dragoste, pentru că aici aveți ceva nemanifestat. Apare dragostea aici. Poate să fie aceeași dragoste vindecată, renăscută, din morți. Dar, repet, muncind cu voi, transformându-vă, atrageți altfel de energie. Și dacă aveți de a face, iau împăratul, dacă aveți de a face cu un suflet pereche, transformarea voastră atrage și transformarea lor. Ia să vedem. Văd o serie de mesaje. Văd o persoană geloasă acasă, Marele Preot și încă niște cărți. Văd o persoană geloasă acasă, ar putea să aibă legătură cu ce e acolo. Dar, repet, cine suferă, suferă. Puteți să suferi și voi, suferă și alții. Va trebui să depășiți. Suferința vine din cauza acestor reguli impuse de familie, de religie, de cultură. Va trebui să lucrați cu voi ca să depășiți. Și nu întâmplător, probabil am vorbit de tehnici de vindecare inovative, revoluționare, neconvenționale. Nu întâmplător, mersi mult. Trebuie să fiți, să revin, autonomi mentali. Aici trebuie să lucrați la autonomia mentală unii dintre voi. Și financiară, autonomia mentală vă va atrage independență financiară. Cu alte cuvinte, nu va mai putea nimeni să vă manipuleze emoțional cu un joc, cu căsnicie, pentru că voi veți fi autonomi mental și financiar. Trebuie să aveți răbdare. Iar dacă ține de job, cred că unii trebuie să lăsați ceva în urmă și să analizați bine în ce investiți. Că tot vine criză financiară, alimentară, da? Să nu gândiți cu frică sau cu regrete sau cu lacrimi pentru că veți alege greșit. Iar fiți autonomi. Fiți înțelepți în momentul în care analizați în ce trebuie să investiți ca să faceți bani și să vă găsiți, să zic, independența sau stabilitatea în momente de criză. O să mai vedem, hai să și clarificăm. 5 de cupe. Trecem de la dragoste la lucruri practice. Probabil că astea sunt aspecte care sunt în opoziție, apropo de fecioară, scuze, de fecioară și de pești, ca și opoziție, lună plină, Neptun în pești și Soare în pești. Sunt în opoziție, dar astea fac parte. Faetonul. Nu știu de ce simt nevoia să o pun deoparte. Faetonul înseamnă să luați deciziile corecte și să mergeți înspre destinul vostru, înspre vindecare. Steaua. Steaua înseamnă vindecare. Și asta se face cu răbdare. Înspre credință, steaua înseamnă credință. Speranță. Ia uite, puteți să manifestați ceva nou după această durere. Încheiați capitolul. Poate să fie și o distanță între voi. Poate acest as de monede revine. A fost provocat din cauza distanței. Online ceva s-a întâmplat.
Așa, hai, clarificăm 5 de cupe. 5 de cupe. Două cărți. Iar apare puterea și 4 de monede imediat. Și diavolul, asta e. Și diavolul, separarea. Separarea dintre voi și cineva creează un soi de adicție, de toxicitate, de care trebuie să vă eliberați, da? Cu care trebuie să lucrați. Iar 4 de monede, țineți foarte mult eventual sau cineva ține la voi, dar transformați aceste sentimente, iar transformațiile. Vedem ce alte mesaje mai vin. O să văd dacă se confirmă și prin alte cărți, dar am sentimentul că cineva ține, am văzut, e o relație, cineva din familie. Poate să fie și la locul de muncă, deși parcă n-aș spune musai, din familie. E o relație toxică în care sunt lanțuri, acolo nu e relație liberă, sunt lanțuri, sunt contracte, sunt avantaje și dezavantaje. Acest personaj ține cu tot din adinsul. Și aici este lupta voastră interioară, pentru că vine cu lacrimi. Am zis manipulare emoțională undeva. Vine cu lacrimi. Sau poate cineva vă manipulează că vai, uite că nu am bani, 4 de monede. Este destul de strict. Și aici este lupta și transformarea, pentru că este un 8. De-aia zic, luptați cu voi. Luptați cu voi. Și dacă sunt sentimentele voastre față de cineva, trebuie să le transformați. Clarificăm regele de spade. Eu cred că sunt înțeleasă, în principiu, că vorbesc totuși românește. Ia, uite câte cărți vin. Cred că are un sens. Ia, uite, 9 de spade. Asta aici, 9 de spade își face griji. Se lasă influențat de manipulări. Măi, nu întâmplător am zis manipulări emoționale, mentale. Am văzut regina de spade și 7 de cupe, da? Mentale, emoționale. Într-o relație, în familie sau într-un cerc. Poate să fie la locul de muncă, dar eu tind să cred că e și familie. Fără supărare. Da? Aici sunt grijile. Poate și lucrurile care le-au auzit în jur, dar nu cred că asta. Și de-aia, regele de spade este chemat, nu că e o energie, nu e un personaj musai. Vă rog, nu vă fixați pe personaje, că faceți o mare greșeală. Este o energie pe care trebuie să o abordați acum. Repet, să fiți autonomi mental, să gândiți, nu să vă lăsați, să gândiți voi, nu să vă lăsați influențați de alții. Ce apare aici? Luna, iar confuzie emoționale, 3 de monede. Și îndrăgostiți, e o alegere importantă. Am zis, este o dragoste care se poate renaște sau naște după această perioadă de transformare. Aici este o dragoste toxică. Poate să țină de un fost, de o fostă, sau poate să țină de felul în care unul dintre voi iubește și trebuie să transforme această... Voi trebuie să vă concentrați pe... Mai, să nu vă lăsați influențați. Asta simt să transmit. Să nu vă lăsați influențați. E interesant că aceste cărți au venit pe orizontal. Lăsați-mă să mai văd și ce spune la 7 de monede, ca să pot să comentez mai mult. 7 de monede pe răspuns. Au venit multe cărți aici. 7 de monede, clarificăm 7 de monede. N-ar fi trebuit să le iau pe acestea, dar nu știu de ce. Am simțit să le iau. Dar acestea sunt în transformare. Sunteți pe cale să decideți, interesant.
și eu vă urez succes, că asta face parte din munca voastră interioară personală. 7 de monede, te rog frumos, 7 de monede. Steaua. Băi, mergeți către stea, dar trebuie să aveți răbdare. Nici aceasta n-a venit așa, e un pic înclinată. Da, uite. Trebuie să puneți granițe personale. Cineva eventual atacă verbal în momentul în care face schimbarea de direcție, de energie, de abordare. Acum, faptul că au venit îndrăgostiții invers, adică invers pe orizontal, sunteți în proces de alegere. Aici, alegeți. Fără să vă mai lăsați, încă n-ați, dar aici trebuie să găsiți autonomia mentală. Să nu vă mai lăsați influențați de unii și de alții, să vă găsiți adevărul. Adevărul este că iubiți eventual pe cineva sau și vreți o dragoste adevărată, curată, nu toxică. Poate să fie două iubiri separate. Sau dacă iubiți acest personaj, ați ales eventual, pentru că e în mișcare într-un mod. Ați ales să ieșiți din confuzii, să ieșiți din triunghiuri sau chiar, poate nu-s triunghiuri, poate din acele manipulări financiare, emoționale, așa le simt eu. Sunteți pe cale, repet, sunteți în proces de transformare. Asta confirmă cel puțin două cărți. Da? În care trebuie să vă găsiți stabilitatea pe cont propriu și, în primul rând, prin mentalul vostru. Iar aveți ceva de lucru în a vă, iar nu întâmplător am vorbit de tehnici de vindecare, în a vă vindeca. Aveți ceva de lucru în acest proces. 7 de monede și 8 de monede. Acum, pentru unii dintre voi, dacă e vorba de job, posibil. Să trebuiască ori să vă consilieze cineva, ori să vă să consiliați voi, variază de la om la om. Sau, repet, să investiți în niște chestiuni care țin de vindecare. Eventual cineva vă inspiră cu regele de spade, poate să fie cineva care vă... Ce mai simt? Da, asta e. Granițe personale în fața celor care... Ia uite, și are diavolul aici. Iar e diavolul, ia uite, diavolul și asul de spate. Trebuie să înțelegeți, ia uite. Trebuie să înțelegeți. Manipulare emoționale. În partea unui fost, eventual, fostă. Personaj din copilărie sau cu care poate că aveți copii. Da. Eu asta simt. Voi trebuie să-mi confirmați. Hai să vedem. De-aia a apărut și faetonul. Dorința de a merge, de a călători către un personaj care vă vindecă sau către un personaj care vă inspiră cum să vă vindecați, vă învață. Către un personaj, aici e totuși un cuplu. În transformarea voastră aveți pe cineva care vă susține. Bărbat, femeie, nu contează. Orgoliu rănit, egoul rănit, eventual care se trezește la o realitate, că s-a păcălit. În ce sens? Că a fost manipulat de ceva. Hai să mai vedem încă un pic. Clarificăm și asul de cupe. Clarificăm asul de cupe. Ia uite, 10 de bute. V-a apăsat, v-a pus responsabilități în cârcă. Male preot. V-ați simțit singuri acasă, în familie, în căsătorie, în job, poate, dar eu cred că ține mai... Nu e doar job. Nu cred că e doar de job. V-ați simțit singuri acolo. Acum trebuie să analizați, de fapt.
Eu așa simt că v-ați simțit singur acolo, manipulați, așa simt. Mai dăm o carte, totuși. Despre acest as de cupe. 10 de bute. Clarificăm 10 de bute. Iar îmi apare fost soț sau un fost o fostă. Pe care i-ați iubit, nu zice nimeni că nu i-a iubit. V-au iubit și ei, dar a fost o dragoste toxică. Apare aici regele de cupe și diavolul. Dragoste toxică. Posibil că aveți și copii. Asta e. Face parte din lecția voastră. Lipsa reciprocității. Trebuie puse granițe personale 6 și 7. De fapt, 7 și 6. Granițe personale în fața egoiștilor, în fața celor care nu vă oferă sau vă oferă lucruri prelucrate, neautentice. Hai să vedem în ce direcție ar trebui să mergeți. Că am zis că trebuie să vedem și transformarea înspre care. Aici apare că mergeți înspre stea. Înspre un personaj public care vă poate vindeca, vă poate susține, repet, cu care puteți comunica, regele de spade comunică, calm, înțelept. Ia uite ce frumos, către soare, măi. Către trezire spirituală. Apare trezire spirituală pentru unii, apare bucurie, ia mai dăm o dată. Către ce merg în momentul în care lasă în urmă. Către ce merg, cei de la numărul 2. De obicei, nouă de monede, a zis, mai e un personaj care vă inspiră și apare elementul feminin pentru mulți dintre voi. Iar mergeți eventual, dacă sunteți femei, deveniți independente și învățați să vă treziți la un nou sens al vieții, o nouă bucurie, știți că sunteți pe picioarele voastre, am vorbit de transformare, da? Și dacă sunteți bărbați, poate să fie, nu știu, psihologul, psihologă, cineva care practică lucruri spirituale și e independent, independentă pe picioarele sale, autonom. Evident că acest personaj este și autonom, autonomă, intelectual, că dacă stă pe picioarele sale și are abundența sa. Poate mai mică, nu e rege, nu e regină, dar e independentă, influențează. Atrage. Eventual, repet, voi sunteți aici. Bărbați, femei, nu contează. Da. Învățați să stați în picioare și să vă apărați. Către ce mergeți? Era către ce să apară asta? Iată, artistul interesant. Ce face artistul? Că e sau nu e artist, variază. Nu e obligatoriu. Dar ce face artistul? Vă zic din experiență și din ce trebuie să înțelegeți. Artistul manifestă în realitate nouă de monede un ideal. Idealul este soarele, este trezirea, este steaua. Este comunicarea cu divinitatea, este credința. Asta face. Cu alte cuvinte, voi trebuie să fiți artiștii, apropo de 8, de transformare, că de fapt asta fac artiștii, transformă. Au un creion și o hârtie și au transformat hârtia. Prin ce? Dar nu e doar o transformare pur fizică și logică, dar vine prin transformare și inspirație divină și vindecare. Pentru că te vindică în momentul în care faci așa ceva, te vindeci. Și eventual ai șansa, spun din experiență, să-i vinde și pe ceilalți care văd produsul transformării tale. Interesante cărți. Sper că v-a plăcut. Ia uite. Iar apare la capătul setului de cărți. Iar apare decepția. Asul de spade, înțelegeți cu soare. Veți înțelege de ce ați suferit. Așa. Ce înseamnă, de fapt, adicție, energie toxică, relații, să mai găsesc un alt cuvânt, codependente, da? Frică, chestiile astea și mergeți către,
dragoste față de voi, încercați să manifestați creativitate, da? Creativitate în a vă atrage stabilitate, 4 de monede, prietene, da? De calitate. Și învățați să protejați ceea ce creați și atrageți, da? Cu încredere mergeți către victorie. Eventual, poate atrage și oameni victorioși, pentru că atunci când intrați în această vibrație, veți atrage asemenea oameni. Pot să fie partener de viață, pot să fie prieten, pot să fie colaborator. Dar iau despre ce mergeți. Foarte frumos. Mi s-a părut foarte încărcată zona. Foarte încărcată. Și am vorbit de tehnici inovative, da? Asta înseamnă creativitate, da? Creativitate. Sper că v-a plăcut. Uf, am obosit. Simt că am obosit la această etalare. La numărul 2 m-a obosit. Dar asta e. Nu pot să pun pauză, că mi-e teamă că decalează sunetul. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numărul 3. Cei care ați ales această stea. Înainte să încep etalarea, să pun și cărțile. Înainte să încep etalarea, aș vrea să spun că la nivel colectiv, nu doar colectivul care a ales numărul 3, colectivul care ascultă această etalare. Da? În aceste de cărți care reprezintă eliberele, ce trebuie să vă eliberați, a venit roata norocului. Asta îmi spune că trebuie să schimbați ceva, un fel de abordare, să ieșiți din stagnare, da? Și asta înseamnă de fapt eliberarea de stagnare. Eliberarea de, să zic, ghinion? Poate să fie ghinion. Mai sper că le-am pus bine, da, le-am pus bine. Că de fapt roata norocului invers înseamnă ghinion sau stagnare, nu? Vom vedea ce mai apare în plus. Înainte să... Cred că a apăruse ceva. Ia stai să vedem. A apăruse ceva. Parcă totuși a apăruse ceva în timp ce am amestecat aceste de cărți. Înainte să văd dacă a apărut ceva, să spun câteva cuvinte despre acest număr. Acest număr, da, își dorește vindecare și da. Iar mi se confirmă trezire spirituală și schimbare de energie. Este o chestiune care ține și de comunicare și de stabilitate. Ia să nu a venit nimica. La capătul setului de cărți, 6 de cupe, 8 de monede, justiția. Opa, a venit asta invers, interesant. Nu de bute. Măi, cineva a fost prins cu garda jos. De ce vine senzația că a fost pionat garda jos într-o situație de triunghi și conflicte invidie? Ce simt acum? Dacă e cineva căsătorit și... s-a întâlnit la locul de muncă cu cineva cu un suflet pereche... Am senzația că a fost prins. În ce sens prins? Nu știu. Ori pe mesaj, ori pe ceva, a fost prins cu garda jos. Așa vine un mesaj în plus. Posibil cineva dorește împăcarea cu voi? Nu știu, rămâne de văzut. Hai să vedem. De ce vă veți bucura? Ce reușiți să faceți? Numărul 3. Asta e bucuria. Le-am ales cărțile albe și cele negre. Uite, lăsați în urmă ce? Ați încheiat deja, de fapt. Ați încheiat. Ați spus capăt. Da. Ia uite, un personaj rațional s-a detașat emoțional de voi. Sau voi v-ați detașat emoțional de ei, oricum situația dintre voi s-a încheiat din cauza, poate, a copiilor, dar, nu doar, comunicarea dintre voi n-a fost suficient de profundă. Nici mental, nici emoțional.
apă suficient de profundă, dar probabil că... Probabil că cineva a manipulat prin copii. De ce au venit atâtea cărți? E un mesaj în plus, da? Ia uite, iar apare regele de spade. 7 de băte. 6 de băte. Și 9 de spade. Mai, nu știu exact cum să explic. Sunt două variante. Ori e un personaj rațional care își face griji cum să vină, să aibă victorie cu voi și să protejeze această victorie. Pentru mine, eu cum văd aceste de cărți, văd cum se dau blocajele la o parte, 6, da, aici sunt 6, bâte, 6 a 7, și se manifestă. Pentru mine, această carte reprezintă un soi de as de bâte. Un soi de as de bâte. Ce simt? Dacă v-ați făcut griji, stres în legătură cu personajul despre care am zis, regele de spade, acela, nu mai intru în detalii, că mă obosește să dau prea multe detalii. Vă aduceți aminte ce am zis. Apare o idee interesant. Apare o idee, o flacără, sau poate o pasiune, care deblochează întreaga poveste, eventual, și o redirecționează într-o zonă de succes. Cu alte cuvinte, transformare în bine. O transformare în bine. Poate să țină de felul în care înțelegeți voi lucrurile dincolo de stres. Dincolo de stres. Iar autonomie sau autonomie mentală. Însă simt că ar putea să fie un personaj. În această perioadă, care vrea, în aceste de cărți, regele de spade vrea să comunice. Eventual să vă spună stresul pe care l-a avut, blocajele pe care le-a întâmpinat, poate că a fost prins, cum am zis mai devreme, prinsă. Este o oportunitate pierdută, sunt niște regrete, este un dor din cauză că speranța, 3 de bute pentru mine înseamnă speranța, speranța, atracția, au fost anulate prin lipsa de comunicare. Un soi de autosabotaj al uneia dintre voi, eventual al acestui personaj. Acest personaj nu a vrut să arate că speră, dar că se oglindește, că își oglindește. Ce simt? Simt că felul în care comunicați, probabil, unul dintre voi oglindește ceea ce simte celălalt. Însă nu s-a recunoscut acest lucru. E vorba de concepte de viață, interesant. Așa simt, concepte de viață. Probabil că ați vorbit despre viață și voi ați arătat dincolo de niște lucruri ce... Da? Ați transformat, ați participat la transformarea mentală a cuiva, interesant. Acum, trecând peste acest mesaj, haideți să vorbim și despre transformarea voastră mentală, da? Pentru că 9 și cum înseamnă 10, gata, ați încheiat cu suferința. Ați înțeles că? Sau poate ați înțeles de mult, dar se mai întâmplă, mai călcăm cu strâmbă, mai călcăm într-o groapă, și înțelegem, dar ne mai uităm pe la fluturaș, pe la păsărele și mai călcăm în câte o groapă, da? Și mai dăm un pic în urmă, dar eventual vă redresați în cazul în care știați deja că aceste gânduri negative vă atrag negativitate și atunci începeți să gândiți într-o altă formă. Să comunicați foarte expresiv, luminos, transformator pentru voi și pentru ceilalți. Eventual s-ar putea să vină o idee. Dacă nu vine pasiune, vine clar o idee care vă va aduce succes. Va veni o idee. Opa!
Poate să fie și channeling pentru unii dintre voi. Hai să vedem, curățăm cărțile. Pentru că la capitolul ăsta sunt bucurii, realizări sau lucruri care se schimbă în bine și urmează să se manifeste. Repet, nu se manifestă musai mâine, poimine, într-o săptămână, poate se manifeste într-un decurs de câteva luni sau de câteva săptămâni. Deci ceva ce e de bine, care se împlinește într-o formă sau alta, mai subtilă, mai directă în această perioadă. De ce trebuie să vă eliberați? De ce trebuie să vă eliberați? Să pun totuși că ați revenit așa, eu le-am mai schimbat poziția, dar parcă așa veniseră, nu? Deci trebuie să vă eliberați. Numărul 3. 5 de bâte. Cine asta? Cavalerul de monede. Magicianul. Fată de cupe. Speranța, asul de cupe. Asul de cupe și temperanța îmi sugerează că o dragoste a fost pusă, să zic, la încercare, să aștepte. Pentru că dragostea asta poate să și vindece, dar comunicarea nu a fost în această dragoste, asul de cupe, repet. Nu ați găsit metoda prin care să comunicați. Metoda sau cuvintele, unul comunica într-un fel, altul altfel. Și acesta ar fi unul din motivele pentru care s-a manifestat în această dragoste conflicte. Gelozie. Dacă știți că aveți un personaj gelos, o să clarificăm oricum ce înseamnă. Sau sunteți voi uneori geloși, eliberați-vă de această tendință. Hai să vedem acum, să clarificăm. Ia. Clarificăm. Pe cine să clarificăm deja în 4 cărți? Nu știu. Clarificăm aceste de cărți. Remitul? Ia uite. Băi, cine a fugit, mă, de această doamnă, de această preîmpărăteasă? Unul a fugit de această preîmpărăteasă și a creat confuzie. A fugit de independenta, de independent, o, de dodră, de o iubire, de o persoană independentă și generoasă. Dacă voi vă recunoașteți aici o persoană independentă și sensibilă și generoasă, știți bine că acest personaj mental, zic, nu dau zodii, a fugit de voi și a creat confuzii. Acum tace. Și tăcerea lor probabil va stresa și pe voi. Da? Dar aici este, vă luați puterea înapoi, pentru că regele de spade are putere mentală. Vă preluați controlul minții voastre. Frumos. Preluați controlul minții voastre. Vedem și ce alte cărți mai apar. Eremită. Așa, încă o carte, două.
ați blocat un aventurier. Sau ați blocat o atracție care a venit din zona prietenilor. Poate nu e aventurier, dar poate este o atracție între voi și cineva. Și ați fost oarecum amici, prieteni, într-o zonă a prietenilor. Da? Mergea și așa, dar am păstrat câte două și asta. Deci după o perioadă de tăcere, cineva va veni să comunice cu voi. Va veni să spună cât de atras este. Ce eventa, da, atracțiile fizică la 6 de 6 și cavalerul de bute. Cât de bucuros e în preajma voastră sau bucuroasă. Da. Și că în perioada de tăcere a regretat foarte mult că a pierdut ocazia, că v-a refuzat sau că eu știu ce n-a manifestat sau că nu știu ce a făcut că a tăcut. Cu alte cuvinte, conflictele astea, repet, din punctul meu de vedere, cred că țin foarte mult de comunicare. Așa simt. Vom vedea ce alte cărți mai vine. Hai să clarificăm eremitul. De monede, opa, și împărăteasă. Ah, iar cineva trebuie să aleagă într-o energie, între o persoană, femeie karmică și femeia sa divină. Regina de monede și împărăteasă. Greu. Pentru că dacă s-a obișnuit, iar. Dacă este regele de spade căsătorit cu cineva, trebuie să aleagă între acel personaj și eventual femeia sa divină. Greu. Nu zice nimeni că e ușor. De-aia apare stresul, de-aia apare lipsa de comunicare, de-aia lucrurile se dezvoltă greu, de-aia apare celălalt că minte și că fuge, dar de fapt nu vrea musai să mintă și să fugă, dar e o alegere grea. Nu zice nimeni că e ușoară, da? Nu zice nimeni că e ușoară. Când ești căsătorit cu cineva sau într-o relație de lungă durată, nu zice nimeni că e ușor. Asta e. Clarificăm. Uf, ia uite, îndrăgostiți. Iar alegere importantă în dragoste, vedeți? Și e dragoste. E dragoste, e bucurie, dar e și pasiune. Și cum să înțeleagă un om? Ia uite, 10 de cupe, da? Și valetul de cupe. Trebuie să se exprime eventual niște scuze sau măcar emoții, o parte din emoții, din ceea ce simt. Ia uite, cavalerul de spade. Comunicare. Ia uite, și lucrurile între voi ori s-au transformat, că am vorbit de transformare, ori au încetat o perioadă, tăcere, tocmai ca să renască, eventual. Asul de spade. Clarificăm asul de spade. S-a vrut că asta, iau-te. Asta a vrut să iasă, dar mai simt nevoia să mai iau încă o carte. Da. E vorba de transformare, iar. De un nou început, o nouă etapă într-o situație. E o pasiune care efectiv, da, atracție, magicianul. Wow, atracție, vorbeam de atracție fără să fie pe diavol. Dar, dragii mei, nu e vorba de diavol, e vorba de o perioadă, ori voi, ori personajul cu care vorbiți, a crezut că această dragoste e tentație, a confundat femeia divină cu o pasiune. O femeie frumoasă, atractivă, plină de acel ceva, da? A confundat-o. Clarificăm și moartea, totuși. Sau mai dăm o carte pentru asul de spade. Asul de spade. De fapt, moarte înseamnă transformare, da? Și spada asta iese din teacă și taie legăturile karmice. Cineva vrea să... Probabil că a încheiat o relație interesant, karmică, interesant cum vine mesajul, și vrea să manifeste comunicare și adevăr într-o nouă direcție de soare, trezire spirituală. A fost între... Poate chiar voi sunteți, dar între un sentiment de trădare, suferință maximă, poate să fie și boală pentru unii. Și această trezire, această flacără, se va renaște în voi un chef de viață, eventual, sau poate să apară o nouă pasiune. Dar vom vedea cum apare.
Hai, dăm o carte pentru asul de spade, că se va comunica. În următoarea perioadă cineva comunică cu voi. Dar și voi, interesant roata norocului, a doua oară când apare. Dacă luăm, ținem cont și de roata norocului la nivel colectiv. Vedeți o nouă perspectivă sau cineva vede o nouă perspectivă, veți vedea. Poate că amândoi vedeți o nouă perspectivă. Fiecare cu perspectiva lui. Ar fi frumos să aveți o perspectivă, iar niște lanțuri rupte, să aveți o perspectivă comună, pentru că până acum, iar au fost niște diferențe de ceva. Mai dăm o carte, am nevoie să mai văd în ce direcție merge. Roata norocului în ce direcție merge. Sau vrea să meargă. Pentru mine roata norocului, v-am zis, o canalizez. Apropo de canalizare, parcă la voi am zis, da? O canalizez într-un mod fabulos, dar e extraordinar. Asul de bâte, da? Am vorbit și de asul de bâte. Nu musai, vreau să scot, nu, chiar nu vreau să scot în evidență atracția și magnetismul și sexualitatea care există între voi și cineva sau între voi și viitoarea relație, da? Care se va manifesta. Uite. Dar voi vă puteți vindeca. Voi îi puteți vindeca de relația karmică dacă vă aleg pe voi, dacă voi sunteți persoane echilibrate, eventual. Ați trecut, și voi ați avut un hop, dar vă redresați. Eu așa simt că vă redresați. Vă regăsiți flacăra, da? Dincolo de blocaje, vă transformați și voi. Că da, se mai întâmplă. Și la oamenii treci, da? Am zis să se mai împiedice. Dar după tăcere, în această tăcere cineva a muncit cu el, cu ea. Eventual a încercat să facă bani. Ca să susțină un anumit viitor. Dar trecând peste bani, e vorba de muncă interioară. Și cavalerul de bâte sugerează mișcare într-o direcție pozitivă. Iar, îndrăgostiți, alegere. Cineva alege în acest proces de transformare, alege, puteți să fiți voi, evident că despre voi vorbesc, dar poate să fie un personaj pe care îl știți sau pe care îl veți cunoaște. Da? Dacă vine spre voi cineva, acest personaj a muncit în tăcere să se transforme, eventual să-și schimbe mentalul, regele de spade, să fie autonom mental sau să gândească pozitiv versus gândirea negativă și în momentul în care face această schimbare de gândire, atrage dragoste, emoții pozitive, da? Asta face și vrea să vină. Deci sunt două căsi care reprezintă mișcarea. Șase de bâte ar fi a treia. Celelalte reprezintă decizii, reprezintă transformări. Da. Uite. Deci s-a manifestat transformarea cuiva, a voastră inclusiv și a voastră. Și voi acum, dacă vă veți reîntâlni sau întâlni cu acest personaj, veți fi altfel decât ați fost eventual cu alte personaje sau în alte situații. Veți fi altfel, veți comunica altfel, mai înțelept, mai eliberați de ceva, de o greutate. Hai să vedem. Ia să pun cărțile. Am vrut să vedeți aici remitul și 8 de monede. Și dacă cineva a fost aventurier, întâlnirea cu flacăra geamănă, cu sufletul pereche, îi schimbă. Că am văzut împărăteasa, da? Îi schimbă. Mai dăm o carte. Sunt nevoiași de azi. Mai dăm peste asul de bătăm cu o carte. Nevoia să mai vedem totuși afară de asul de bâte. Ce-am mai fi asul de bâte? Te rog frumos, arată-mi asul de bâte. Sunt multe? Nu sunt prea multe, dar văd lupte. Văd 5 de bâte. Lupta de a câștiga. 5, 6, 7. De a trece eventual și peste gelozii ca să se poată manifesta ceva frumos eventual. Mai dăm pe asul de bâte. Ia uite, 9 de cupe. 9 de cupe este luța, varianta mică. Bucurie maximă. Bucurie maximă. Și, repet, chiar dacă nu e un personaj, voi mergeți într-o nouă direcție, într-o nouă pasiune, într-un nou hobby, într-un nou channeling care va aduce o fericire pe care nu aveți tot timpul, o stare de binecuvântare, da? De euforie, de
Ia uite soarele. Dar clar cineva vrea să se împace cu voi. Clar cineva vrea să se împace cu voi. Acum, hai să vedem 5 de vâte ce reprezintă. Ia, dacă renunțați la conflicte, dacă nu vă mai zbateți, dacă nu încercați să aveți tot timpul ultimul cuvânt. Ia, uite. Iar luptă, 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 luptă. Da? Luptă, luptă interioară, dar transformare. Lupta e cu ego, că 5 de bâte și aici leu sugerează ego și gelozie. Ia uite, poate este cineva. Opa! Dacă este cineva căsătorit sau poate nu sunteți căsătoriți și aveți acasă soră, mamă, rude, eu știu ce, prieteni. Așa, dar există și gelozia cuiva, clar, gelozie toată ziua. A voastră, a lor, altuia, alteia. Vă eliberați. Nu vă mai pasă. Cu alte cuvinte, vă dau un exemplu. Dacă nu vă pasă de gelozia cuiva în relație cu flacăra voastră geamănă, poate până acum vă făceați grijă lui că dacă vine și ne găsește și spune ceva, acum sunteți, știți cum? Să vină. Ok, să vină. Okay. Am eu ce să-i spun. Dar nu frumos, elegant, înțelept. Am eu ce să-i spun. Fac lumină. Dar o parte blocajele, manifest victorie. Am eu ce să-i spun. Nu problem. De ce să-mi fie frică de geloziile cuiva? El, ea, ce-o fi? Fost a lor sau a voastră. Puh, 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 puh. Da. Ia o temperatură asta aici este. V-ați simțit trădați. Trădate. În continuare, mai dăm pentru 5 de câte o carte sau două. Ar fi frumos să înțelegem mai bine ce aceasta. Extraordinar, iar 5 de bâte, fostă, 6 de cupe. Ori un personaj, poate să fie soție, soț care, cu care aveți copii, sau un personaj din copilărie, sau sunt geloși din copilărie că vă văd împreună, iar e o chestiune. Oameni geloși. Pentru că la asta trebuie să renunțați. Da? Ia uite, acasă. Acasă e stagnare. E stagnare toată ziua. Toată ziua, 7 de monede, se muncește, da? Până se obosește și se stă pe loc. Na. Și altul e plin de aere. Da? Gelozie. Eu asta văd. Gelozie. Și repet, nu mai dau zodii, că nu-i cazul. Hai să vedem în ce direcție merge această transformare. Liberarea de gelozie unde duce? Principiul a zis, dar hai să mai vedem ce mai spune și tarotul nostru de astăzi. În ce direcție mergeți? Eu vă zic acum în ce direcție merg după ce termin etalarea, direct la cuptor. În timp ce se descarcă, mă duc și mănânc. Mâncărica pe care am făcut-o. Doi de spade blocați, îi blocați. Bă! Ia uite, regele de bâte, vă câștigați încredere. Ia uite, împărăteasa, 8 de bâte, soarele și regele de bâte. Aici ce se întâmplă, aici este fericirea, da? Soarele, trezirea, călătoria. Roata norocului și cavalerul de bâte înseamnă călătorie, da? Către, ia uite. Regele de spade, îl vedem aici, analizează și a făcut o strategie, cum să-și cucerească femeia divină. Dar nu zic rege, zic personajul rațional se transformă într-un personaj pasional, plin de acțiune, doritor de acțiune, se transformă. Și chiar emoțional. Dar asta pentru că blochează sau blocați. Pentru că ați ales, iar, doi de spade și îndrăgostiți, pentru că ați ales, pentru că ați gândit, pentru că ați ales autonomia mentală, gândirea pozitivă, gândirea înaltă versus nouă de spade. Ia uite, viermăra e asta mentală. Așa a venit expresia. Așa și este. Griji, stres. Auleu, 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 auleu. Da, dacă. E, lasă. Hai să vedem în ce direcție merge. Ia uite, 3D. Am văzut mai marea preoteasă. Eventual, poate, în secret, cineva va face o căsătorie. Bre, nu. Călătorie înspre voi. Speră în secret. Da? Dincolo, da? Blochează, în primul rând, mental aele fițele și geloziile cuiva. Voi sau ei. Acum, cine blochează, începe și crește. Crește spiritual. Își ascultă intuiția. La asul de spade și moartea, iar este o transformare mentală, înaltă.
Ascultați, iau te flacăra aceasta, inspirația, channelingul, opa, da, channelingul despre care am vorbit mai devreme. Cineva are parte de channeling, de comunicare și telepatică cu voi, dar și voi cu, sau ei cu divinitatea. Pentru că altfel nu s-ar manifesta asul de spade, înțelegerea. Iar, repet, îmi place cuvântul ăsta la maxim, autonomie mentală. Autonomie spirituală. Adică lucruri câștigate prin luptele și experiențele și suferințele voastre, nu preluate, a, că a zis așa cu tare, gata și eu cred. Nu. Și asta aș vrea să vă îndemn. Nu preluați niciodată etalele mele și dacă vreți și ale altora, eu v-am zis de ale mele, știți? Așa mutam-o, încercați și gândiți și simțiți și vedeți cu ce rezonați, da? Ia uite. Măi, dar se separă o căsnicie? Se dărâmă o căsnicie? Cineva blochează o căsnicie sau un contract, dar simt căsnicie toată ziua. Trei de bute. Mai dăm o carte pentru după trei de bute, ce ar mai fi? Trei de bute, ah, mă, sunt multe, nu le iau, nu, că sunt prea multe și mă lungesc prea mult. Trei, tăp așa, trei de bute. Ah, ce frumos, vă pupă mama, mă, ne aduceți vești bune, da, măi, spre fericire, spre trezire spirituală, iar autonomie, iar inspirație. Că sunteți cu cineva, că veți fi sau că veți fi singur, băi, de bine, măi, ce mai contează că sunteți singur sau cu cineva? Nu mai contează, de bine, soare, lumină, e adevăr, dreptate. Ia uite. Da. Bărbatul divin se trezește, renaște, ia uite, după trădări, după trădări, ia, femeia independentă, preîmpărăteasă sau împărăteasă, preîmpărăteasă, are parte de trădări. Sau persoana independentă, inspirantă, să zic, că poate e bărbat. Independent, inspirant. Are parte de trădări. Se simte trădat. Pentru că sunt confuzii referitor la ce s-ar putea manifesta. Însă, da. Cărțile astea îmi sugerează ce am spus mai devreme. Autoritate, gelozie extremă într-o căsnicie. Și prin această autoritate și gelozie extremă într-o căsnicie care s-ar fi putut să fie fericită, se ajunge la stagnare, la blocaj, la plictiseală, la ce am văzut mai devreme, da? Șapte de monede, da? Poate că acest personaj a tot încercat să se împace, dar degeaba încerc să te împaci sub aceeași formă, sub aceeași stil, da? Nu se poate. Pe de altă parte, mai vă dau un mesaj, că aici este trezirea și aici este realizarea. În momentul în care blochezi trădările, treci peste ele, renaști, ia uite, renaști, două cărți care reprezintă renaștere, una după alta și 10 de spade și judecata. Renaști, dar cu altă judecată, asul de spade și de spade. Da? Renaști autonomie, deci îl iubesc pe împărat, vă rog frumos să înțelegeți că îl iubesc ca și pe regele de spade, pentru că aceștia sunt autonomi, înțelegeți? Au controlul minții și vieților. Și vorbesc de varianta frumoasă, pentru că aici este o renaștere. Și atunci, cine renaște autonom, voi, ei, sau poate amândoi, că am văzut și o împărăteasă, da? Cine renaște autonom, vai ce frumos, manifestă, atrage fericire, pentru că și-a înțeles. Și a încheiat un ciclu, în primul rând, mersi mult. A încheiat un ciclu, da? Cu 12. Gata, a încheiat un ciclu și acum S-au rupt lanțurile. Acum vede lucrurile dintr-o altă perspectivă. Ce înseamnă căsnicie, ce înseamnă fericire. Că până acum credea că fericirea e doar pentru, eu știu, artiști. Pentru artiști când lucrează. Da, glumesc. Și eu. Dar, noi, fericirea e pentru toți. Ideea este să nu mai gândim negativ, să nu ne mai facem griji și, încă o dată vă repet, că dacă vă plictisiți, o să vă treacă și o să mai ascultați voi din când în când, măcar din când în când, dacă nu în continuare. Da? Renunțați la griji, gândiți cu căpușorul vostru și rostiți lucruri inspirante, transformatoare, valoroase și rostiți
Ia uite, și în așa fel încât să blocați, să puneți granițe personale în fața atacurilor, geloziilor și, eu știu, stagnărilor, rostiți ca să manifestați victorie, renaștere. Cât să mai da? Frumos. Frumos. Nu, chiar e fain. Mă bucur pentru voi, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao! Poftă!